Identitate falsă, cu semn de întrebare și cu afirmație în același timp. Vreau să discut în acest video, care este parte din cutia Pandorei, din seria Pandemia a deschis cutia Pandorei și drumul către libertate. Vreau să discut cum se vede de la mine conceptul de identitate. Da, identitate personală, evident. Și înainte de toate, vreau să spun o mică poveste. Zilele trecute, pe drumul de la Windsor către Londra, am văzut multe mașini de poliție care erau înaintea unui convoi. Convoi care cuprindea și super limuzine și înainte și după câteva mașini, niște rovere negre și cu geamuri fumurii în care nu puteai să vezi în interior. Păreau așa cumva ca din filme, foarte robuste. Și de ce spun de acest lucru? Pentru că mi-am adus aminte, acum vreo 20 de ani, eram în Londra cu colegii mei din România, adusesem vreo, cred că 6-7 din colegii mei, angajații mei la firma de consultanță de atunci și am petrecut o săptămână împreună prin Londra. Eram într-un bar, mulțumesc pentru like-uri și inimioare, într-un bar care se numește Collection și nu aveam niciun program după. În acea seară vine un individ la mine și spune: „Ei, ce faci?” Nu știu ce, se bagă în vorbă cu mine. „Ce faceți după?” Eu zic: „Păi, nu știu, nu avem niciun program. Hai cu mine la Mahiki.” Mahiki fiind un club de noapte. Și gândesc așa, eu, de ce nu? Mă duc la colegii mei și colegii angajați și le spun: „Uite, te-am primit această invitație cu voi toți, pentru că omul, când i-am zis că sunt cu colegii, zice: „Nicio problemă, vii cu toți.” Mergem. Ei se uitau așa unii la alții: „Cum adică, cu un străin să mergem într-un bar de noapte?” Nu erau confortabili. Eu zic: „Băi, stai, e Londra aici, nu se întâmplă nimic.” Bun, hai. Mergem. Acel individ era cu încă un alt individ, deci erau doi domni. Și aveau două mașini, fiecare un rover exact identic, foarte similar cu cele pe care le-am văzut în convoiul respectiv, care, apropo, cred că era chiar regele în acel convoi. Părea și chiar părea el. Deci, întorcându-mă la acel individ, Alan se numește, zice: „Hai, că avem mașinile afară, încăpeți toți.” Noi ne ducem așa, cam toată lumea vrea să stea lângă mine în mașină, că era cumva teamă, zic: „Băi, e Londra, n-are ce să se întâmple.” Și pe drum spre Mahiki, zic: „Dar ești pe guest list?” Pentru că în cluburile de noapte celebre sau, mă rog, cele mai populare, mai dorite, nu se poate intra oricum, nu poți să te duci de pe stradă, am venit și eu în club. Zice: „Nu, nu sunt pe listă.” „Dar nu e nicio problemă.” Eu zic: „Asta face mișto de noi.” În fine, se dă mare degeaba. Ne apropiem de, și pe drum: „Dar tu ce faci?” Zice: „E, eu cu regina, cu familia regală.” Mă uit așa și zic: ăsta fabulează.” Da, mă rog, l-am lăsat. Am intrat în joc și m-am prefăcut că îl cred. Și îl tot întrebam și el răspundea. Și aveam senzația că ne jucăm. El se joacă de omul important care este în directă legătură cu regina și cu familia regală. Și eu mă joc de omul prost care îl crede pe cuvânt. Și ajungem aproape de bar. Zic: „Dar unde parchezi?” Zice: „În fața barului.” Zic: „Păi, cum să găsești un loc în fața barului?” „Nu-ți fă griji.” Și cum intrăm pe strada barului, bouncerul, omul de la intrarea în bar, vede mașina, iese în calea lui. În față erau doi stâlpi cu banderolă roșie, știi cum sunt la, mă rog, VIP. Dă banderola la o parte și îl lasă să parcheze fix în fața barului. Eu mă uit așa. Era coadă mare de oameni care deja erau pe listă sau erau membri în club și care așteptau să intre. El deschide prin altă parte, intrarea în bar, iarăși cu piloni de VIP și cu cordonul acela roșu, care știi, cred că l-ai văzut
în filme și, mă rog, la diverse locații frumoase upmarket, deschide acel cordon roșu și Mr. Allen, poftiți! Îl poftește pe Mr. Allen și anunță prin stație: Mr. Allen is here, adică domnul Allen este aici. El merge, în spatele lui mergem și noi, îl urmăm. Ajungem în zona principală a barului, unde erau, mă rog, să zicem, cele mai bune mese. Una dintre mese era cea mai bună. Avea un fotoliu ca un jilț împărătesc și altele mai mici. Evident, era ocupată, era lume, deci era locul plin, era deja târziu, nu era nicio masă liberă. Managerul vine la Mr. Allen și îi spune: scuzați-mă că n-am masa pregătită pentru dumneavoastră, dați-mi vă rog 5 minute. În 5 minute, instant, îi scoală pe oamenii care erau la masa respectivă, cea mai de fiță, cu acel scaun de rege, îi mută nu știu unde și ne dă masa respectivă. Și eu mă uit și, da, omul ăsta poate chiar nu fabula când spunea că este în direct contact cu regina și că aranjează lucruri pentru regină și că, mă rog, o ajută cu tot felul. Și ne-am așezat la masă, evident, comandă, ne vine așa ca o lădiță mare, deci ca o ladă de fructe, plină cu gheață și cu multă paie, niște paie din alea foarte lungi, mari. Și vine chelnerul, pune, toarnă șampanie acolo și ne invită pe toți să bem. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. El zice: te rog, te ești invitat la ziua? Nu, mie nu-mi place șampanie. Păi ce vreau? Un mojito. Bun, nici cum leu, un mojito. Cine? Restul colegilor. Ce mai vreți fiecare? Ne-a comandat, mă rog, am dansat puțin, am stat puțin, după care mulțumim, la revedere. Uite, îmi dă numărul lui, zice, notează numărul meu, dacă ai vreodată vreo problemă sau vrei să mai ieșim, ăsta e numărul meu, Allen, la revedere. Și asta a fost tot. Și de ce ți-am povestit acest lucru? Pentru că mă gândeam, vorbim despre identitate, despre identitate adevărată și identitate falsă. Și mă gândeam, clar, omul respectiv avea o poziție, o funcție care îi dădea acces la acel tratament VIP. Și el spunea pe drum că oriunde merge este la fel. Nu contează în ce bar vrea să meargă, merge oriunde, în orice locație în Londra e la fel de primit, de bine primit. Este clar că el avea acea poziție, probabil că era cel care conducea mașina din fața regelui sau în spatele regelui. Și este clar că funcția pe care o avea îi dădea posibilitatea la acel tratament special. Și care e legătura cu identitatea? Păi el se vedea acea persoană care deschide ușile sau ale cărui uși sunt deja deschise, doar trebuie să spună vreau aici sau vreau asta și se rezolvă. Dar întrebarea este, și aici este cheia, una din chei. Este Allen cel care rezolvă toate pentru că și se deschid ușile pentru că este el Allen, sau pentru poziția pe care o are? Și o altă întrebare, când nu mai are poziția respectivă, îi se mai deschid ușile? Eu cred că nu. Poate o perioadă până când înțeleg oamenii că nu mai lucrează acolo și cineva i-a luat locul. Cam așa este și la multinaționale și ajungem dintr-una în alta. Și nu numai la multinaționale, și în investment bank și, mă rog, în orice companie în care ești, fiecare angajat care ajunge la un anumit nivel este foarte plin de el, încântat, mândru, evident, normal, firesc, am încet să ajungă acolo, de cartea lui de vizită. Dar ce nu știe acel angajat este că acea carte de vizită îl reprezintă pe el și îi deschide ușile relevante pentru el, nu la nivelul la care am povestit. Am luat acest exemplu, să zicem, exagerat și ieșit din comun, pentru că vreau să fac un punct și cred că se explică prin acest exemplu. Deci, acel angajat, care, hai să spunem, e vicepreședinte la bancă, îi se deschid foarte multe uși când se duce cu cartea de vizită și spune: eu sunt X, vicepreședinte la banca Y. Dar
Când omul respectiv nu mai lucrează pentru bancă, cine este? Și vin și te întreb pe tine acum, cine ești tu? Majoritatea oamenilor consideră că sunt angajat sau, mă rog, director de sucursală sau antreprenor sau investitor sau mamă sau părinte sau lucruri valabile. Dar este doar o bucățică din identitatea noastră. Și partea socială este o bucățică care poate să dispară oricând. Cu alte cuvinte, dacă ești dat afară de la bancă sau pleci, atunci constați că de fapt nu mai știi cine ești. Te bazai atât de mult pe cartea aia de vizită în anumite cercuri și, mă rog, în anumite zone, nu când luai masă la restaurant, încât când nu mai ai acea carte de vizită, nu prea mai te regăsești. Am văzut foarte mulți oameni care au încercat să facă business-uri pe cont propriu, crezând că e la fel de ușor. Că au venit la mine când susțineam workshop-urile de business. Și iată că s-au izbit de un zid, pentru că nu mai aveau cartea de vizită și ușile nu se mai deschideau. Ceea ce credeau ei despre identitatea lor era, de fapt, fals. Definiția identității, foarte bună întrebare. Este o definiție. N-am verificat definiția și nu știu ce scrie în dicționar. Îți spun cum se vede de la mine. Definiția identității. Este ce crezi tu, cine crezi tu că ești, ce crezi tu despre tine. Și mi-ai ridicat o minge, pentru că, de exemplu, dacă am văzut chiar în prietenii lui Sebastian, mama unui băiețel îi spunea, nu juca fotbal că tu ești rubbish at football, n-ai nicio șansă cu fotbalul, ești foarte prost la fotbal. Și acel băiat a învățat de la mama lui că este prost la fotbal. Identitatea lui, bucățica de identitate legată de fotbal, este eu nu pot să joc fotbal. Și niciodată în viața lui nu va putea să joace fotbal. Pentru că mama lui i-a spus lucrul ăsta de când era mic și a devenit parte din identitatea lui. A devenit din ceea ce, parte din ceea ce crede el despre el. Poate că nu e adevărat, poate că n-a avut profesorul potrivit la un moment dat, dar nu va mai avea nicio șansă în viață vreodată decât dacă își schimbă această convingere, care e parte din el, din identitatea lui, să joace vreodată fotbal ca lumea. Îți dau un alt exemplu care mi s-a întâmplat mie. Mama îmi spunea, ești grasă. Evident că dacă mama îmi spunea că ești grasă și prieteni și alții, și eram grasă, aveam multe kilograme în plus când eram mică. Și sau, mă rog, de-abia prin liceu am reușit să mai scap de ele. Mă vedeam grasă. Evident că dacă te vezi grasă, e parte din identitatea ta că ești gras, n-ai cum să scapi de greutatea aia. Sau ai, dar foarte greu, cu foarte mult efort, cu foarte multă luptă. Și atunci, de ce am ridicat acest subiect? Pentru că ce crezi tu despre tine dă mare parte din viața pe care o trăiești. Și ce crezi tu despre tine te oprește din a avea anumite reușite, realizări, succesuri sau obține anumite lucruri. Pentru că este parte din identitatea ta cum te vezi tu pe tine. Dacă tu în oglinda din mintea ta te vezi într-un fel, acela ești tu. Deși nu ești acela. De exemplu, și e un exemplu banal, foarte mulți oameni nu cred că sunt suficienți de buni, dar ei sunt buni. Dar pentru că parte din identitatea lor spune nu sunt suficient de buni, n-au cum să obțină multe lucruri, foarte multe lucruri. Pe când dacă ar schimba bucățica asta din identitate, ar putea să obțină mult mai mult. Și ce se întâmplă acum, că am spus că este video din cutia Pandorei, da? Legat de ce se întâmplă acum în lume, știi probabil de mișcarea, nu știu cum se zice corect, LGBT, parcă, sau lesbian, gay, etc. Sunt foarte multe informații, mai ales în Occident, mai puțin în România, care îi îndeamnă, mai ales pe tineri, să încerce și sexul ălălalt.
dar poate tu nu ești femeie, dar poate ție îți place să fii bărbat și invers. Iarăși, se joacă cu identitatea omului. Și dacă identitatea îți este zguduită, ajungi într-o stare de confuzie, ajungi, nu mai știi cine ești, evident, și nu mai ai cum să îți construiești tu viața și ajungi să fii la voia întâmplării. Să faci pur și simplu după cum dictează unul și altul. Am încercat să citesc un comentariu, dar deja s-a dus. Ideea este că ai nevoie să te întrebi cine ești tu cu adevărat și ai nevoie să-ți răspunzi cu sinceritate, să dai la o parte din ceea ce ți-a băgat societatea, familia, prietenii, etc., pe gât cumva, ca parte din identitatea ta, ca să poți să ajungi la esența ta, ca să poți să-ți construiești viața pe care ți-o dorești. Dacă vrei să faci lucrurile astea, să știi că noi avem un mini-program exact despre lucrul acesta, care se întâmplă luni, după care va fi și înregistrat. Ai informații despre mini-program în descrierea acestui video. Acum vreau doar să te rog, dacă vrei, să scrii în comentarii cine crezi tu că ești. Eu credeam foarte ani de zile că sunt antreprenor. Mă vedeam doar antreprenor. Nu mă vedeam mamă, nu mă vedeam soție, nu mă vedeam absolut nimic decât antreprenor. Și eu credeam că a fi antreprenor este succesul maxim pe care îl poate obține un om. Sau este susul unde poate ajunge un om. M-am înșelat. Mi-am închis firma și mi-am dat seama că identitatea de antreprenor mă ținea în cușcă, mă ținea legată, mă ținea blocată și munceam pentru lucruri care nu reprezentau mare lucru pentru mine, care nu erau folositoare pentru mine. Eram sclav în propriul meu business doar pentru că trebuia să fiu antreprenor. Pentru că aceasta era identitatea pe care eu mi-o dăduse mie ca să cred despre mine că am succes. După ce am scăpat de identitatea de antreprenor și am înțeles că pot să fiu orice și să-mi fie bine și să fiu mulțumită și împăcată, am început să construiesc aceste programe sub umbrela Be You Be Free, de care știi, am dezvoltat mișcarea Be You Be Free, despre a fi tu însuți ca să fii cu adevărat liber. Nu mă mai văd antreprenor acum, sunt fost antreprenor. Acum mă văd un om care trezește sufletele, un suflet care trezește alte suflete către adevărata libertate, către a trăi viața împlinit, fericit, mulțumit. Dacă te interesează să fii parte din mișcarea Baby Free, mi-ar face mare plăcere, vino, știi unde ne găsești, la diversele evenimente pe care le ținem, multe de altfel. Și acum, nu uita, luni avem mini-programul despre identitatea ta. Cum să mergi către viața pe care ți-o dorești, înțelegând și schimbând identitatea ta. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video și îți doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!